Am revenit în direct. Locuitorii insulei Mallorca au fost luați prin surprindere de o furtună care a dus la acumularea unui strat de zăpadă de peste un metru. Inițial, nisoarea a stârnit entuziasm în rândul localnicilor și al turiștilor care s-au îndreptat ulterior spre regiunile muntoase, însă au rămas izolați. Autoritățile au instituit starea de urgență. Așa a arătat insula spaniolă Mallorca după furtuna care a dus la acumularea unui strat de zăpadă de 1,4 metri. Inițial, locuitorii și turiștii au fost entuziasmați când au văzut că zăpada s-a depus într-un strat atât de consistent și s-au îndreptat imediat spre regiunile muntoase ale insulei spaniole. Însă mulți au rămas apoi izolați și au început să caute adăposturi. Aproximativ 100 de persoane au fost adăpostite într-o mănăstire, după ce au rămas blocate în zăpadă fără semnal la telefoanele mobile și fără electricitate. Și alte zone ale Spaniei s-au confruntat cu o vreme neobișnuit de rece, iar temperaturile pe timpul nopții au scăzut până la minus 10 grade Celsius în regiunea munților Pirinei.